prima întrebare de la Cristian Ionită. Băi, deci ce faci? Bine, tu? Mă distrez. Unde stai? Unde stai? În... pe lângă Cora Pantelion. Care este numele tău complet? Mincinu Adrian Mădăin. Antoniță? Nița Adrian Ionut. Ionut? Ali Lazar Ioan. Ioan, ce nume! Lazar Ioan. Mănânc o lingură de muștar cu 3 babe de piper. Ai? Că o mănânc eu. Mor. 3, 2, 1. Coaie, baie, vrei bani? Vedea să vomit atunci când am luat. Merg de la Niță. Dăm copii de gole unde e? Atunci, e acolo, ia. Mamă! Mamă, crimă! Mamă, crimă! Hai să luăm apă, băi, crimă. A fost oribil. Mulțumim lui Ionita. Du-te dreacu, Ionita. Dragoș Andrei, să faci un wall flip. Ce pe capul pe ce știe să chemăm ambulanța. Gata, hai. Frate, ia uite. Mai vrei ceva? Ralu Mari. Ce ai zis? Pokémon. Da? Pokémon. Mor. Mor. De ce? I-a zis Pokémon că mi-a cerut una la 3 lei și a zis că n-aș aveam 5 milioane la mine. Boboc! Ce? Să-ți margi nu în cap, Luniță, e aici! Facem! Aaaa, o să te dezbrac, bine? Aaaa, bine, o facem? O spui pâine în por. Ei, ce mă rog, nu! Faină! Cicalinu Alecu. Dacă ajung top coment, ai debut. N-ai ajuns, frate, top coment, îmi pare rău. Mai șanse! Ți-am dat eu un like acum. David Cristian, o să fim 7. Manekin Challenge. Andra, Mihaela, yes. Să te îmbraci în roz și să te duci afară să ții că tu ești Kenjo ca o să te Barbie. Bă, o să-l pun pe Edi să-mi aducă cămașa aia roz la liceu și o fac. A, ah, Nico. Ce ai zis? Cap de mor. Să faci cum ai... Să faci cum ai făcut atunci la mine când vă punea melodiile. Atunci de lingea în televizorul. N-ai pus pe aia să zice Caterinca a fost. Crezi eu să lingi un televizor de Caterinca? Da, mă, păi... Da. Ba da, hai. Ai dat cu piciorul în telefonul lui imediat. La stres, Alexandru Robert. Și de asta de dramatic așa. Cum te-ai cunoscut cu Simo? Și cât de mult te iubești pe prietenul tău stres, Ana? Foarte mult. Pe Simon, cum ai cunoscut-o? Pe Momegăle. Deci, mi-a prezentat o fostă cea mai bună prietenă. Și... E măta. Am cunoscut-o pe Facebook. Bă, sunteți handicapați. Coaia ăla e mel. Știi cum a sărit când am dat teniță? I-a dus ca un crembui. Ca e minge de ruibii. Bă. Drăguț. Așa am și eu cu Elena, maică-sa lui Alina. Și eu? Alina, măi, Alina, Elena. I-am uitat numele. Eu cu Marcela. Oare și pe Dana. Eu m-am cunoscut cu Marcela. Nicoleta. Așa, altă întrebare. Bă, poate vine cu vaporul, bă, și ne întâlnesc. Robi, de ce ești prost? De ce nu? De ce nu? Dacă n-aș fi prost, n-aș face chestia asta. Și nu mai știi stră. Cum îi spui tu, Rusimo? Să duci la o femeie de pe stradă și să-i zici: când mă fac mare vreau să devin porumbel. Da, frate, păi chiar asta vreau să devin, porumbel. Am crezut că vrei să devii pește. Nu, frate, porumbel ca să mă cac pe oameni. Drăguț. Și dacă sper să mă teleportez și să fiu invizibil, dar nicio șansă. Nu știu dacă m-aș fi, acum m-aș face invizibil. Mă știu direct la Elena. Și te caci pe oameni. La Elena, cu timp la Elena. La Nicoleta. Boga. Ce-ai zis? Să duci la magazin și să întreb dacă au o doză de Pepsi și dacă zice da, să ceri o doză de Coca-Cola.
Din nou Nico. Să dai comandă la taxi și când vine te duci la șofer și spui că nu-ți place fața lui și ne bate clar. Mamă! Ce buga? Cea mai bună metodă să-ți iei o bântă pe spate? Săracu. Cred că știe. Bonio PCSB. Mamă, salută-l pe Nita din partea mea. Sunt un mare o mama! Fan. E o mare fan de-al tău. Sau cred că te-a luat, că nu, n-ai specificat, frate. De, o să fii și fanul meu. Frate. Și dacă vrea să îi spună lui Link, că sunt fanul lui, numărul 1, și acum să revenim la întrebări. Băi, Antonio, frate, ce că întâi, de când ești cu Simi? Simi! Frate, Simi, Sami! Simi, Sami, Somo! El Ceapo! De 10 luni, frate, de 10 luni. Mamă, 10 luni? Mănâncă zilele de zi. Ziua ta de acum, 2-3 ani, când era 12 pe noapte și făceai baie, făceam baie în spicin. Da, bă, a fost o zi foarte... Da, Catrinca. Și ce ai făcut baie cu Ionita? Nu. Băgăra până în cur. Și... Băi, ce prostiști. Aveam piscina în curte. Și gen am făcut, am umplut toată curtea numai de baloane și le-am ascuns și au venit ăștia și când au venit, gen i-am pus să caute baloane și să arunce unul într-o altul, știi? Și a fost prea mișcă. Și după ce am dat drumul la apă, am inundat curtea. Asta vrea bărăși la mea. Am inundat curtea și după aceea la 12 noaptea stăteam în piscină. Dar mâncă că iarnă, facem cu zăpadă. Umplu baloane. Topim zăpadă. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Terme. Zi, să te duci la 10 fete de pe stradă și să le întrebi dacă vor să fii păștile lor. Da, frate, stai mai. Am vorbit mai încet, să n-am văzut. Și eu vreau să fac asta. 10 de fiecare. Da. 10 de fiecare. Hai, face, să moară pe în megamol. Păi și dacă nu are așa de una ca chiar ca... Puuuu! Și o iei și o folosi tu de 3 ori așa. Nu, dacă dăm de una care are pește. Nu, bătai. O pistol la cap, la revedere, Alin. Îi spuneam că suntem golani. Sunt golan! Sunt golan! Ce prea este fan? Andrei Mixed. Ia zi. Fă, what the fuck challenge. Alipă Cristina Miruna. Aia de aia te-a sunat? Da. Vorbește despre cum ai cunoscut pe mine. Era un vecin cu ea împreună și a adus-o aici la mine în casă și ne-am cunoscut. Mamă, a adus-o la tine în casă. Aaa, Niță Pește. Vecinul neunule. De la Andrei Robert. Ia zi. De ce vrei întrebări? De ce nu? De ce n-aș vrea întrebări? Exact. Și ca să încerc să fac ceva interesant. Cam atât. Ok, cam atât a fost și cu acest episod. Nița deja vrea să-l închidă. Ce faci, frate, deja faci vinealul, oz. Trebuie să faci cu un cap. Calmează. Ce mai închide ăsta? Scaunul? Ia uite-l pe Nița. Eu știu ce vreau să-ți cumpăr. Scaunul de ăla de gaming. Și eu mi-au de ăla. Am rupt ăsta. Doamne. Am rupt trebuie. Să mor tu că nu mai intră la loc. Nu mai intră? Nu. Ba intră. Nu intră. Ba da. Am rupt drebiedul. Deci, rip drepiedul. Trebuie să-mi capă, ia, piciorul de la drepied. Încearcă-mă. Ia. Ba da, mă, încape, care a asta? Ba nu-mi capem. Dă-mi.